Uniunea Europeană este cea mai mare piață unică din lume. Care sunt avantajele de care beneficiază consumatorii și investitorii europeni, domnule Băuroș? Odată intrat în Uniunea Europeană, consumatorul a luat un contact cu ce înseamnă piața unică, așa-i? Potrivit acestui principiu, toți consumatorii beneficiază de îngrijiri medicale sau de orice serviciu ca în altă țară, vreau să zic că de rând cu populația care este în țările din Comunitatea Europeană. Legislația europeană, vreau să zic că la rândul ei, este în egală măsură pentru, vreau să zic, pentru toți locuitorii țărilor europene. România este țara care cu 7, dacă nu greșesc, 8 ani în urmă a intrat în Comunitatea Europeană. Vreau să zic că toată legislația, vreau să zic, care a fost românească, a trebuit să fie pusă în rama legislației europene, care prevalează asupra legislației naționale. O bună parte din lucrătorii, vreau zic, lucrătorii care au emigrat din România în Comunitatea Europeană s-au angajat în câmpul muncii. Deși unele țări, cum este Marea Britanie, Germania, Franța, vreau zic, au dispus de anumite ramuri în care au primit emigranții sau, hai să spunem așa, vreau zic, cetățenii români să lucreze, fie că e vorba de construcție, asistență socială și așa mai departe. Dar vreau zic că nu există între muncitorii, vreau zic, dintr-o țară europeană să fie, vreau zic, constrângeri din partea, vreau zic, dacă muncește în Franța sau lucrează în Germania pentru o țară intrată în Comunitatea Europeană.